Bun găsit, dragii mei, să avem o zi magică cu stele norocoase. Haideți să vedem mesajul zilei. Fiici, este cu tine însuți. Privește în propria inimă și vei cunoaște adevărul situației. Este bine să admiți adevărul, deoarece el te va sprijini și călăuzi în parcurgerea oricăror schimbări necesare. Îndreaptă-te spre noi pentru curaj, tărie și puterea de a avea grijă de tine. Focalizează-te doar asupra adevăratelor dorințe și ele îți vor fi oferite pe aripi de îngeri. Fiici, este cu tine însuți. Un mesaj intens pentru această zi de miercuri, 19 octombrie 2022. Sper că sunteți bine, așa în mijlocul săptămânii, o zi guvernată de Mercur. Vom discuta cu ușurință, vom spune poate ce avem pe suflet cu ușurință, mai ales că poate vom fi ușor demonstrativi, că luna în leu ne ajută să demonstrăm așa un pic ce iubim, cât de mult iubim. O lună în leu astăzi poate prin cuvinte ne vom exprima sau ne vom arăta emoțiile și vom fi mult mai demonstrativi. Haideți să vedem la nivel general cum se așează astăzi lucrurile, care sunt posibilitățile, ce fac zodiile noastre, vedem ce faceți voi astăzi. Berbecii au șanse bune în dragoste. Este o zi bună în dragoste, în speculații, dar și pe diverse câștiguri. Acum nu ne referim neapărat la loto, dar cine știe ce câștiguri puteți să aveți. Poate câștigați inima cuiva sau câștigați un loc în sufletul șefului sau poate la locul de muncă luați niște puncte bonus în ochii unor clienți. Taurii au o zi intensă, dar reușesc să rezolve foarte multe situații și în dragoste, dar și legat de familie, familia de bază, mamă, tată, frați, surori sau alte persoane apropiate. Descoperiți anumite situații ce au legătură cu munca și găsiți repede și o variantă prin care, în cazul în care apare o problemă, voi să aveți repede rezolvarea, planul de backup, adică planul de rezervă. Gemenii au astăzi discuții foarte interesante cu frații, aceștia vă susțin, frasurori, iar dacă nu aveți frasurori, acele persoane care vă sunt dragi, care în inima voastră sunt ca frații și surorile. Aveți și discuții interesante în viața de cuplu, discuții susținute de fapte care demonstrează iubirea. Cum spuneam, astăzi sunteți super demonstrativi, faceți gesturi frumoase și aveți discuții închegate, discuții care merg așa la țintă cu frații sau surorile, cumnații, persoane foarte apropiate. Racii au idei creative și au idei super inventive, inovatoare, idei cu care ar putea să-și crească veniturile. Aveți încredere în ideile voastre de astăzi pentru că acestea vă pot ajuta să vă creșteți veniturile sau să priviți zona financiară dintr-o nouă perspectivă. Este foarte important să vă schimbați mindset-ul în privința banilor, să schimbați atitudinea pe care o aveți legat de bani. Primiți și cadouri sau anumite beneficii. Leii investesc astăzi în frumusețe, investesc în haine, investesc în plăcere. Vă canalizați să vă îndepliniți din dorințe. Leii își dau timp și bani pentru a-și îndeplini o dorință sau de ce nu mai multe. Este o zi magică pentru gemeni, este o zi magică pentru lei, deoarece reușesc să se pună în evidență ceea ce își doresc, atrag atenția și își îndeplinesc dorințele, ce poate să fie mai frumos. Fecioarele au așa pasiuni ascunse, dar măcar astăzi și le recunosc. Astăzi vă recunoașteți pasiunile ascunse, vă recunoașteți pe cine iubiți, de ce iubiți, ce simțiți, ce nu simțiți. Vă recunoașteți dorințele interioare, vă recunoașteți pasiunile. Este o zi bună din punct de vedere financiar și intim, erotic, da? Deci ies pe acolo niște situații la suprafață. Balanțele au timp și chef și voie bună pentru socializare. Fie că vă întâlniți cu cineva și socializați, fie că sunteți îndrăgostite și vă preocupați așa de o mică vacanță, de o mică cină, de ceva socializare cu prietenii sau un cuplu sau un doi,
O zi bună pentru a vă apropia de oamenii dragi sau de persoana iubită, să faceți cadouri. O zi bună pentru voi să primiți informație și, de ce nu, să vă și arătați iubirea, dragostea, aprecierea. Scorpionii muncesc mult astăzi, dar au recompense și financiare și emoționale, adică sunteți și lăudați, sunteți și remunerați. Este o zi bună pentru voi să dați cumva niște direcții noi carierei voastre și să vă asumați ceva foarte puternic, adică e ca și cum declarați, gata, sunt pregătit să merg la următoarea etapă, să urc o treaptă importantă. Vă declarați ca fiind într-o direcție nouă, într-o direcție diferită. Săgetătorii sunt deschiși să evolueze, chiar vă doriți să evoluați și faceți demersuri importante în sensul acesta. Adică învățați, vă scrieți la cursuri, ieșiți în față, vă povestiți proiectele, vă povestiți intențiile. Este o zi bună și pentru a vă îndrăgosti și vă puteți îndrăgosti de cineva cu care prietenii voștri v-au făcut cunoștință sau cineva din cercul de prieteni. Desigur, sunt surprize pe tot ce înseamnă zona socială pentru săgetători. Capricornii au parte de o zi intensă la locul de muncă, dar și la bancă. Poate că sunteți sunați în urma unei tranzacții. Poate că cineva încearcă să vă convingă să investiți în ceva, să vă convingă să cumpărați ceva. Un pic atenție cu tranzacțiile, un pic atenție cu banii și mai multă dedicare în viața de cuplu. Nu ar strica dacă v-ați dedica mai multă energie și vieții de cuplu. Este o perioadă intensă pentru voi și este o perioadă din care veți învăța foarte multe. Oricum, astăzi vi se apasă un declanșator și în privința banilor, dar și în privința vieții de cuplu, vieții intime. Vărsătorii pomenesc anumite situații și amintesc de anumite situații, situații din care au învățat, situații care i-au împins de la spate, situații care i-au făcut să privească totul diferit. Este o atenționare pentru voi, învățați din greșelile voastre. Astăzi vă amintiți să învățați din greșelile voastre, iar în viața de cuplu sunteți cât pe ce să mai faceți niște mici scăpări, să mai aveți o mică scăpare sau să mai greșiți. Dar dacă vă amintiți de trecut, o să luați de acolo învățătură și înțelepciune. Peștii muncesc mult astăzi, sunt pe fugă, multe telefoane, multe discuții, unii vă încurcă, alții vă ajută. În cele din urmă este toate bine, dar până ajungem să fie bine, sunt foarte multe încurcături și sunt foarte multe puncte care vă apasă. Este important să priviți un pic totul altfel, să vă reorganizați așa un pic sufletul și de ce nu ar fi super indicat să vă și concentrați pe ce contează mai mult pentru voi. Curățenie prin casă, multă energie și către casă, către îmbunătățirea confortului casei. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!